Stai, stai! Du-mă, fine! Hai, fugă, fugă, că n-am 30 secunde! Salutare! Astăzi facem challenge-ul, desenează ce ai auzit ca să câștigi challenge! Și challenge-ul constă în unul dintre noi va avea un produs în față, iar celălalt nu-l va avea. Cel care îl va avea produsul va trebui să-l explice în cuvinte, fără ca să-l numească pe nume. Iar celălalt va trebui să deseneze ce aude. Și dacă a desenat bine acel produs și este aproape de realitate, îl va primi. Pentru aceasta vom avea 2 minute. Și pentru explicație, și pentru desen. Asta e. Puneți chiar acum like, pentru că challenge-ul va fi foarte interesant. Și apăsați pe butonul roșu și faceți-l să fie gri. E, dacă la voi este gri, este foarte bine. Da, înseamnă că v-ați abonat. Și nu uitați că avem merch-ul Jasmina Show. Dacă îl doriți și voi, intrați pe link-ul din descriere. Da. Așa, și noi suntem gata să începem. Da. Wow. Jasmina, pornim timerul, 2 minute. Jasmina, închipuiți ceva rotund, dar totodată ca spirala. Desenează aceasta, te rog. Rotund, spirala, de ce culoare? Așa, mai mult bej ca finiu. Asta e unica culoare. Rotund ca... Bine? Rotund, spirala. Rotund ca spirala? Și... Nu știu cum, închipuiți că o spirală o strângi și o faci rotund, cam așa ceva. Și... A, parcă este o gâță, Jasmina, închipuiți că e o gâță, gâța de la puia, din părul, da? Adică o faci așa, o rotundă, ca un inel. Și este de culoare bej ca finie. E, desenează aceasta, nu știu cum altfel să explic. Colorează tot, e doar singura culoare, e singura culoare. Gata. Gata? Mai departe, sau nu mai este nimic. Dacă vrei, știi ce poți face? Da? Liniile, conturul acesta, spirale, da? Poți să le faci cu un galben. Galben? Ok. Da, ca să fie așa mai... o diferență oricare, să-i dăm așa niște nuanțe. Hai că mai avem o câteva. Eu cred că știu ce asta. A? Eu cred că știu ce asta. Da, cred că prima rundă este cât de cât ușoară. Îți reușește? Da, gata. Gata? Da. Oprim? Da. Oprim. Deci, ridicăm. 3, 4. Jasmina, ce ai făcut? Este un coloc. Eu mă gândeam că îi pune filiată și se fac ca o spirală, ca un fel... O pâine! Filii! Nu ți-a reușit, Jasmina. Nu știu, adică sau mie nu mi-a reușit. Înseamnă că colacul se întoarce înapoi la mine. Da? A, la tine? Te dăm înapoi, mămică. Nimeni n-a primit colacul. Era o interesantă rundă. Da, eu m-am gândit că tu vei face 100%. Dar nu. Trecem în runda a doua, să vedem cum tu te vei exprima acum. Deci, de ce cum pun timerul? L-am pus. Deci, în primul rând să zic ceva de băutură. Un roșu așa, ca un fier, cum se numește? Ok, un rotund sus și jos așa, cum formă. Rotund sus? Un rotund pe sus. Așa, roșu, da? Nu, sur. Sur? Aaa, stai sur. A, e mai negru, dar nu contează, sur așa puțin. Așa, un rotund sus, mai departe. Două linii de la el în jos. Și apoi le unești la urmă așa cu o linie. Aha, dreaptă, da? Da. Colorează cu roșu. Eu am înțeles. Și fă un cerculeț mai jos mov. Și sus așa o linie mov. Stop. Cerculeț mov, da? Iată-mi. Cerculeț mov. Jos, da? Cu tot aceeași culoare, o linie așa movă. În sus. Așa. Și mai departe tot roșu. Linia până sus? De la sus, de la început cu mov și jos e tot roșu și cu, dar ce culețul e de culoare. Așa, ok. Și gata? Mai sunt culori? Asta e un roșu, mai roșu. Eu am scris
Nu, este oranj. Alb, un scris alb, dar nu știu cum să... Nu știu cum să... Dar unde e? Jos, sus, unde e? În mijloc. În mijloc? Dar nu o să-l pot să scrii. Știu, dar câte litere are? 7. 7? Ok, acuș, stai. Dar cercul și-a primul de sus, el de culoare roșie? Care sau... cerc de sus? Ai spus primul cerc. Care de sus, apoi e sur. E sur, da? Eu am desenat, nu știu ce am desenat, dar cum ai spus tu? Ia uite! Ce? Un nou gust de Coca-Cola! Un nou gust cireșe! Eu am uitat cum se numește această formă! Stai, dar unde e liniuța aceasta, mof, sus? Liniuța aceasta, de sus! Ai, eu zic că mergi din sus! Ai, ai, ai! Și asta nu-i mof, asta e mai mult vișinie, așa! Bordeaux, nu? Și smin, asta e etaj, așa! Da? Eu nu, el dă mai mic! Eu am dat cola cu ție! Ok, trecem în runda 3, poate în runda 3 va fi mai ușor pe toți. Eu am zis gust nou gust, tot de Coca-Cola. Eu pot să ating. Bine, Jasmina, eu îți dau timpul. Da. Deci, ceva rotund. Da, de culoare? Roșie, deasupra pare că are, știi cum, hogeagul de la casă, un hogeag rotund. Hogeagul poate să fie pătrat, pe sus așa, dacă tu ești pătrat, rotund, de rotund. Rotund cu hogeag? Da, ca un cilindru așa, numai că scurt, știi? E rotund roșu și deasupra pare că are un hogeag. Rotund, așa ca un cilindru și e, da. Și e scurt. Da. Deci, așa, ai ținat, da? Ai ținat cercul? Da. Hogeagul l-ai ținat? Într-un fel, hogeagul deasupra, da. La cercul acesta. Deci tot cercul este roșu. Totul este roșu. Hogeagul, dintr-o parte, cum te uiți din față, care se uită spre tine, tot este roșu. Iar deasupra este cafeniu. Bine. Deasupra este cafeniu, cum dacă ar fi hogeag, de unde iese fumul? De acolo, acolo este cafeniu. Uh-huh. Ok? Desenează. Da. Așa. Și... cred că atât. Mai avem încă 38 de secunde, dar cred că atât. Eu nu știu ce să mai explic. Eu colorez până când mai vine. Colorează, da, colorează. Tu n-ai colorat? Eu am colorat așa, repede. Da. Eu colorez așa mai bine. Da, fă să fie plin. Roșu plin și sus unde e cafeniu, plin așa, cafeniu, da? Tu nu știu altceva ce să mai spun. Că nu-l desenez din 3D. Da. Și să-l poți roti ca în computer. 8, 7, 6. Hai în câteva secunde ai. 2, 1. Gata. Ridicăm în sus? Da. Ești gata? Da. Hai. Ce? Păi, Jasmina. Dar cercul unde? Rotund, prima a spus rotund. Pe urmă faci ca un hogeag, da? Eu mă gândesc că formă hogeag, mă gândesc că iar o să fie Coca-Cola. Păi nu știu cum, e greu, dar e foarte interesant. Trecem la runda cu numărul 3. Asta să fie greu. Și de fapt e runda cu numărul 4 și nu 3. Noi punem timpul. S-a început. Jasmina, explică. Litera U. Un dreptunghi. De culoare? Sus roșu și mai jos alb. Sus roșu și mai jos alb. Un dreptunghi. Ok, facem un dreptunghi. E jumătate la jumătate, adică părțile sunt roșu și... Nu, mai mult roșu sau mai puțin roșu? Mai puțin roșu. Aproape tot e alb, dar sus este așa roșu puțin. E deja ok. Hai, lasă să fie. Mai departe. Fă un omuleț. Unde? Pe alb, pe roșu, deasupra? Pe alb, cu o sticluță în mână. Ce? Un omuleț, da? Ok. Cu o sticluță în mână. Eu nu știu cum să desenez sticluța asta, dar ok. Așa, mai departe. Pot să desenez o banană. O banană? Păi o banană, un zbătat, un cerculeț, știi așa? Unde? Mai... Pe roșu, pe alb, pe sus. Pe alb, lângă omuleț. Lângă omuleț, lângă sticluța lui sau lângă dipare? Lângă el. Nu în
sticlu, nu lângă sticluță. Ok, hai o banană, da? O banană așa, știi, bucățică, ca așa cerculeț. Și două afine. Două afine. Stai, stai. Două afine. Nu să mai zic. Eu nu știu cum să le ținez afinele. Gata. Încercau să o ajut pe Jasmina și... Hai să vedem reacția voastră. Luaș-o alb omuleț cu sticluța în mână, banana ce... Așa ce omuleț, este dinozaur. Da, păi eu nu putem, eu știi, eu credeam că dacă să știi despre dinozaur, apoi zic că nu. Dacă vei spui o bucățică de banană, o... Da, hai să zici, zici, rog... Eu am zis o bucățică de banană. Puteai să spui că dinozaur. Păi dinozauri sunt mulți, înțelegi? Bucățică de banană, două afine. Și nu e dreptul, dar e pătrat mai mic mai mult. Da. Așa e dreptul. Așa e pătrat. M-am greșit cu fără. Ok. Oricum s-a primit foarte interesant. Acesta este iaurtul meu. Cumpărați-l în toate magazinele țării. Jasmina Show. Bun. Noi trecem la runda următoare. Iar vouă, dacă vă place, nu uitați să puneți like chiar acum. E foarte, foarte tare acest challenge. Chiar dacă nu ne isprăvim. Ceva în pachet, cred că ți-a dat. Ok, Jasmina, tu ai așa, culoarele albe, roșu. A, nu. Este bine. Deci, culoarele roșu. Da. Alb va rămâne alb, albastru deschis. Albastru deschis, da. Cafeniu. Cafeniu. Și bej dacă ai. Bej am. Da. Și puțin verde aici ai. Puțin, puțin. Puțin și începem. Da. Fă un dreptunghi, pur și simplu, gol. Dreptunghi. Și atât. Cu ce culoare? Cu culoarea albastru deschis. Albastru deschis. Dreptunghi? Da. Un dreptunghi. Culcat așa, da? Da. Așa. Într-o parte, o parte șică din dreptunghi de sus în jos, desenează cu o linie îngustă albastru deschis. Ce? Linie îngustă albastru deschis de sus în jos. Eu știu de parcă ai tăia, știi, că, salamul, da? Și îi tăia filiuță. Eu știu ce e asta, nu știu. A, nu se știe. Asta în partea opusă, în partea stângă, da? Desenează mai întâi un cerc. Cu ce culoare? Roșu. Da. Interior, cimbra 7 trebuie să fie cu alb. Restul, tot fonul, fonul este de culoare roșie. Roșie, așa, da? Închipuiți ca o minge roșie pe care e desenată cu culoare albă 7. Hai, fuga, fuga, că avem 30 secunde. Gata? Da. Restul, cum ai făcut în partea dreaptă, cred că dacă ai făcut în partea dreaptă, eu n-am spus. Albastru, o bucățică tot așa cum ai tăi o bucată de salam, albastru deschis. Partea asta și o parte sub cercul acesta, eu nu știu cum să lămuresc. Da, mai departe. Da, mai departe. Într-o parte desenezi ca un, nu știu, spați, nu. Ca o, bă, o bucată de, nu știu, ceva bej. Nu știu cum să zic. Dar nu știu ce spun și pe nume și e foarte greu. Asta este brânzica mea. Ești sigur? Brânzica mea. Wow. Uite, eu simt că e nevoie să facem și partea a doua cu mămica. Poate femeile, știi, intuiția lor femeiască, știi? Sunt femeie! Da, și poate voi, între voi, vă veți înțelege mai bine undele acestea vor fi mai conectate și veți reuși. Pentru că challenge-ul, într-adevăr, e foarte interesant. Și trebuie să ai într-atât o imaginație de bogată. Telepatie. Explicație bună. Da. Știi cum se explici. Da. Și de asta a fost foarte interesant. Nouă ne-a plăcut foarte mult, sperăm și voi, chiar dacă nu ne reușit să ghicim desenele, da, explicații unul altuia, dar a fost foarte interesant. Așa că așteptăm like-urile voastre, da. Cei care nu sunteți abonați la canal, să vă abonați la canal, mai în jos este un buton roșu pe care trebuie să faceți click și nu uitați că avem merch-ul Jasmina Show, tricourile sunt foarte bune, sunt, da, aia... Da! Să ce ești? Abonează-te! Și un like! Tricourile de la merch sunt foarte, foarte bune. 100% bumbac. Așa că merită să le cumpărați. Linkul îl lăsăm în descriere. Și noi vă spunem... Pa, pa! Pa!